Temperaturile tot mai ridicate duc la schimbări majore și în agricultură. La început de iunie, în piețele din Republica Moldova pot fi cumpărate fructe care de obicei se coc în iulie, așa că mulți oameni s-au grăbit deja să guste zmeure, caise și vișine, care sunt din belșug în acest an. Experții spun că este o consecință a schimbărilor climatice și că în acest tempo antreprenorii vor trebui să se adapteze la noile realități. Dacă anul trecut caisele și zmeura se coceau abia în luna iulie, atunci în acest an tarabele din piața centrală sunt deja pline cu aceste fructe, asta deși abia început de iunie. Coacerea timpurie a fructelor îi bucură pe cei pofticioși, nu și pe producătorii care nu reușesc să-și vândă marfa. O, poftim! Abricoase, cireșe, jeșne, ce vă trebuie dumneavoastră? Arăsa să o primit așa mai devreme. Vă bucură acest fapt sau nu? Noi ne bucurăm fiecare an vânzare și bă. Anul este la o lună mai devreme s-au pornit tot și căpșunica și cireașa tot la o lună mai devreme. Cum credeți de ce? Cele și castravietele, așa e timpul de afară. Nu avem ce face, după cum. Dacă, ia uitați-vă cât și căldură, că nu mai fost 35 de grade în luna iunie. Lumea încă nu-i deprins. Ei încă cred că a mai și ea ca căpșuna Adam se termină, dar ei încă speră că a mai și ei și n-a să reușească să facă borcani. În anul acesta totul a apărut mai devreme. Eu m-am mirat că căpșunile așa de vreme au apărut și de-am deja se termină. De obicei ele luna asta de-abia să încep, dar... S-a schimbat asta, cum, climatul. Cred că de asta. Prețurile s-au schimbat și ele? Da, prețurile de acum zboară în sus. Mă bucur, dar cum să mă bucur dacă vitamine trebuie? Sinopticienii confirmă că încălzirea globală și-a pus amprenta asupra climei din Republica Moldova. Pentru noi, pentru mă refer la Republica Moldova, să avem temperaturi peste 30 de grade, devine deja o realitate cu care ar trebui să ne deprindem. Cei mai călduroși ani au fost anii 2000, 2002, 2007 și 2012. Toată lumea de știință zice că noi suntem autorii acestei încălziri globale prin emisia mai degrabă nejustificată a cantităților mari de gaze cu efect de seră care învelesc globul ca o plapumă și rețin această căldură. Pentru ca afacerile antreprenorilor să dea roade în continuare, aceștia vor trebui să țină pasul cu schimbările climatice. Experții în agrobusiness le sugerează să fie atenți la soiurile utilizate, dar și zona unde aleg să cultive anumite fructe. Cea mai mare problemă asta este perfecționarea sau îmbunătățirea gamei sortimentale. Deci cu sorturi care erau cândva noi nu suntem ok. Este foarte important în condițiile actuale de ales corect terenul pentru plantarea plantațiilor multianuale, ca noi să întârziem procesul de înflorire a livezilor și asta ne securizează sau ne micșorează riscul de înghețuri târzii. Cu era cu fir roșu scris la noi că pe fructele sâmburoase nu se cultivă la nord, că e acolo înghețuri. Eu vreau să spun că, reșind de schimbările care sunt, la nord tot mai mult se cultivă cireș, se cultivă vișină. În prezent, în piețele din Republica Moldova, un kilogram de caise costă între 15 și 30 de lei, iar zmeura și căpșunele se vând la prețuri de 35 și respectiv 45 de lei pentru un kilogram.